Următoarea noastră invitată este interpreta de muzică populară, Oxana Mardar. Apropo, și Oxana Mardar a avut o perioadă destul de productivă. Astăzi o să discutăm despre câteva piese noi. Una dintre acestea va fi interpretată chiar aici în studioul nostru, un pic mai târziu. Deocamdată, Oxana Mardar este pregătită în scenă, ne cântă și apoi discutăm despre toate. Rămâneți cu noi! Oxana Mardar, doamnelor și domnilor, mă bucur tare mult să o salut încă o dată. Hristos a înviat, bună seara! Adevărat a înviat! Bună seara, bine v-am regăsit! Bine ați revenit! Foarte elegantă, Oxana! Mulțumesc. Ne bucurăm să vă vedem așa. Vă invit să ne așezăm ca să putem să discutăm așa, liniștit și detaliat despre cele mai noi realizări și știu sigur că sunt suficiente. În primul rând vreau să remarc acest lucru. Când te-am prezentat, Oxana, am zis interpreta de muzică populară, lăsând la o parte faptul că Oxana Mardar este interpretă care are o educație mult mai, cum să zic eu, complexă și mai puternică în spate, pentru că ai studiat mai multe stiluri muzicale și ne bucurăm că putem să te cunoaștem și așa. Și eu mă bucur că am revenit aici în platou. Vă salut și vreau să remarc faptul că am venit cu creații
noi, care merită să fie în vizor, care exprimă atâta profunzime când îți imaginezi ochii mamei. Cred că fiecare își poate imagina prin această creație ochii mamei sale. Când a fost, cum a apărut această compoziție în repertoriul tău? Este o colaborare cu colegul meu, Brav, de la Școala de Arte Valeriu Poleacov, Vlad Mircos, și colaborând așa, iată, i-am descris că o melodie foarte mult îmi adie cu acea privire profundă a mamei, cu acel chip, anume când mama era tânără și ochii cei mășcați, albaștri ai mamei mele, frumoasă. Și iată, îmi provoacă anume acea nostalgie a anilor mei de tinerețe, de copilărie, când mama era tânără și frumoasă. Și puternică și energică și... Așa. Îmi dau seama, pregătită să facă totul pentru copiii săi. Oxana, dar interesant este faptul că mai târziu un pic o să ne interpretezi o altă melodie nouă în premieră și de această dată este dedicată celuilalt părinte, este dedicată tatălui. Aveam și tată, nu doar mamă. Este o creație la care țin foarte mult. La fel este melodia a maestrului Tregubencu, aranjamentul lui Vlad Mircos și textul lui Vasile Voicu, care m-a impresionat cu acest text. Imediat am și dorit să-l cânt. Noi, dacă asta ne e specialitatea, nu recităm, dar vrem să-l cântăm, ceea ce ne place. Și mai ales că atât de bine descris, că eu am citit textul și mi-am văzut toată viața mea de adolescent, de copil în această creație a maestrului Vasile Voicu, pe care vreau să-l salut pe această cale și să-i mulțumesc din toată inima că mi-a fost ca un impuls de a crea. Pentru că eu eram așa într-o amorțire și dumnealui mi-a dat acest impuls prin textele care mi le-a oferit din tot sufletul și vreau să-i doresc multă, multă sănătate. Știu că toată lumea are nevoie și dumnealui mai ales are nevoie de multă, multă sănătate și toată dragostea cu tot sufletul vreau să-i doresc să aibă puteri să mai creeze. Eu mai doresc creații în colaborări cu dumnealui și îi doresc puteri. Acest lucru îl facem și noi, îi dorim multă sănătate, numai bine, dar am înțeles că ai primit mai multe versuri, mai multe texte. Am primit mai multe, am și cântec patriotic, care vor fi, am mai multe colaborări cu dumnealui și cu Vlad Mircos și cu alții. Mai urmează. Da, sigur că urmează. Eu nu mă opresc cu cea vine, așa una, două. Am înțeles. Oxana, atunci când lansezi melodii noi, ce așteptări ai tu? De la public, poate. Cum ți-ai dori să fie ele, nu știu, da, primite? Noi creăm lucrările pentru public, adevărat, dar eu sunt persoana care mai întâi mă gândesc la sufletelul meu, filtrez, rafinez totul și mă gândesc în a doilea rând la mama. Mama este în viață și vreau să menționez că dacă muzica populară o cântam pentru tati, vioara, muzica clasică și muzica ușoară o cântam pentru mama. Și dacă sunt fata și a tatei și a mamei, eu nu puteam să nu particip pe ambele genuri, și pe ușoară și pe populară. Da, când era ușoară, venea tati și mi-închidea televizorul. Asta era adevărul. Dar tati era la lucru și mami zicea, cânta la Pugaciova, că îți merge perfect. Era o contrazicere în copilărie. Și, și tu la vrei școală, să faci parte egală. Erau TV, KVN-urile astea noastre. Eu eram actriță și o imitam pe Ala Pugaciova, pe mulți artiști și sigur că cântam muzică ușoară tot timpul. Iată că am un stil aparte, totuși în muzica ușoară, dacă ați observat, pentru că combin ceva clasic cu muzica modernă, ritmată. Chiar și curând voi mai lansa ceva creații
tip romanță ritmată. Deja publicul așteaptă un pic ceva mai modernizat și eu mereu am fost pasionată de romanță. Chiar și recent mama mi-a zis: păi, cânta frumos lucrarea aceea, da, să fi cântat o romanță. Și eu zic: mamică, o să-ți cânt și romanță. Dar totuși trendul, așa valul ne mână ca să mergem și noi după ce este după în trend ce acum, vrea publicul, după ce... Bine, că mai avem noi și creații comerciale, dar asta e că eu mai întâi mă îngrijesc de sufletul meu, de a mamei mele, care vreau să o salut, mămica. Asta vreau să zic, sigur că uită la noi acum, da. Așa? Și vreau să-i mulțumesc pentru tot efortul care l-a făcut ea în viața ei, că nu e ușor să ai copilul la o școală de arte care merge la distanță, face studiile și când eram copil la 13 ani a trebuit să vin de la Briceni la Chișinău să fac preuniversitar la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și tati cam nu prea era de acord și mami a vorbit cu directorul școlii de arte, toți au discutat cu tati ca să-l poată convinge să-și dea fata de acasă. Da, știți cum? Să pe mâini bune. Da. Și a fost un efort pentru părinți că și-au dat copilul la așa distanță, dar eu am fost foarte responsabilă. Am studiat înainte de a păși în scena mare, am stat cu nasul în carte, cum se zice. Așa cum se și cuvine. Corect. Fapt. Să apar pe scenă e o responsabilitate până adevărat. La urmă. Și nu oricine trebuie să poată să facă acest lucru, cred. E și axat interpretul pe talent, dar e multă sigur. Și muncă. Clar că se vede în creații, se observă atitudinea personală, se observă caracterul omului, se observă ce promovează. Eu nu pot să nu promovez dorul meu de casă, de părinți, de tate și de mame, pentru că am simțit această distanță și mereu și acum o simt și asta probabil că mă și reprezintă anume pe mine promovarea acelui dor profund de țară, de buniei, de părinți, de rudele apropiate. Așa am crescut. Așa m-a plămădit mami și tati să fiu un suflet deschis, un suflet blând și să răspund mereu cu bunătate. Și probabil și în creații, în atitudinea mea față de scenă, de spectatori, se observă lucrul ăsta. Cu siguranță. Și, Oxana, vreau să remarc acest lucru. De mult n-am auzit pe cineva să rostească cu atâta dulceață aceste două cuvinte, mami și tati, în această formulă. Această desmierdare atât de pentru dulce. Pentru că tati, Dumnezeu să-l ierte, el venea acasă și întrebea cine avea el, cine e șarlatanul meu? El așa spunea, așa era vorba lui, cine e a meu? Dar tu ești, a cui mai mult, a mami sau a tati? Și era jocul ăsta. Și noi copii, eu, și lui plăcea gălăgia asta, când noi toți trei răspundeam eu și toți în cor spremea care mai tare să răspundă primul. Cineva poate din noi să era preocupat cu altceva, el ne captiva atenția, că acuș urmează ceva să ne spune sau și el prin asta ne captiva atenția. Cine e a meu? Cine al mamii. Așa, eu eram și al mamei și a tatei, dar mama spunea că eu seamăn foarte mult cu tata și eu eram așa de convinsă, eu sunt a tatei leită, copia xeroxul, cum spunem noi, și dar acum stau și mă uit oglindă și zic, mamica, dar eu seamăn cu bunica. Nu înțelegeai să-mi spui înainte asta, eu mă văd că eu seamăn cu peste ani, trăsăturile. Se mai schimbă. Da, dar normal. Caracterul nu. Caracterul dar tot, știi cum e, tot semeni cu ai tăi, tot cu cei din neamul tău. Adevărat, sângele apă nu se face. Exact. Oxana, mulțumim tare mult pentru aceste mărturii ale tale despre familia ta, despre rădăcinile tale. Îți dorim succes în continuare, te așteptăm cu piese noi și acum o să fie, a venit momentul de fapt să ne interpreteze acea melodie dedicată tatălui. Aveam și tată, nu doar mamă. Doamne, și de s-ar face tata să-mi spună toate ce și cum se face. Atât de bine ar fi.
Îți mulțumim, Oxana, pentru sinceritate, pentru emoție. Te invit în scenă și încă o dată mult succes. Doamne ajută! Mulțumim tare, tare mult! Poți să ai acolo un microfon, așa, mulțumim foarte mult. Iar pe final de ediție, stimați telespectatori, noi vă dorim multă liniște, multă sănătate, să petreceți cât mai mult timp frumos alături de cei dragi, să aveți grijă de cei dragi. Iar noi vă așteptăm și mâine de la aceeași oră, tot aici, la Moldova 1. Pe curând vă spunem, iar pe final de ediție o ascultăm pe Oxana Mardari. Habar n-avem ce-mi spunea tata în capul drumului spre școală, când mă ducea la târg cu rata, pășeam alături cu sfială. Îl auzeam spunându-mi multe, cum este lumea, cum se împarte în neînțelesele-i cuvinte, de care nu avusem parte. Niciodată, acum am mă băga în seamă, simțeam eu pentru prima dată că aveam și tată, nu doar mamă. Vorbea, nu pricepeam o buche, având de ales drumuri pe muche, cuvintele-i mi-au fost păvață. De multe ori plecat în lume, în clipele de supărare, mi-e dor de acea ziua anume, eu mică, el atât de mare. Ca el atunci, azi duc în spate teama familiei sărace, și ce n-aș da să-l am aproape, să-mi spună ce și cum se face. Ca el atunci, azi duc în spate teama familiei sărace, și ce n-aș da să-l am aproape, să-mi spună ce și cum se face. Când îmi vorbea, n-aveam răbdare, mi-e dor, dar azi nu se mai poate. Eram grăbită să cresc mare, el ar fi vrut să știu de toate. Să-mi fie mai ușor în viață, așa cum vrea orice părinte, dar drumul vieții nu se învață, chiar pe el înveți, n-ai să-l ții minte. Te duci cu toate înainte.